Dragi copii și dragi părinți, în calitate de instructor auto, este datoria mea să vă învăț pe voi, dragi copii, educația rutieră de Făcheres Erziehung. Și cine a mai pomenit așa ceva, o carte de educație rutieră în limba română și în limba germană? Părinții, dragi copii, vă vor putea ajuta pe voi să deveniți un pieton fruntaș și un biciclist model. Toate acestea în manualul, în primul vostru manual de educație rutieră în limba română pentru cei mici, dar, vă spun un secret, și pentru cei mari. Cu mine împreună voi veți învăța regulile traficului rutier, ce este corect pentru a vă proteja propria viață. Haideți cu mine în lumea celor șapte care s-au întâlnit într-o tabără. Ei, dragii mei, vă vor povesti tot ce au învățat ei în cele 5 zile de la instructorul autor care a fost cu ei, doamna polițistă, mama Isabelei, Igor, care este tata lui Artiom, care lucrează pe salvare, de la Marius, a cărui tată este șofer de tir, dar este și voluntar la pompieri. Vă veți da seama cât de importantă este această educație rutieră pentru voi. Totul se întâmplă la un foc de tabără, acolo seara, și-au spus multe, multe, multe povești despre întâmplările lor în trafic, în drum spre școală, atunci când s-au jucat sau când au fost cu bicicleta sau chiar în mașină sau în autobuz. Locul de joacă, Spielplatz, este acolo unde vă puteți juca. Oare voi știți ce este drumul public, de öffentliche Verkehrsraum? Voi știți unde și cum trebuie să circulați? Știți ce este o intersecție? Știți ce este un sens giratoriu, Kreisverkehr? Aveți și poezia despre viața rutieră. Puteți desena, puteți colora doarele rutiere importante pentru pietoni, dar și pentru bicicliști. Traversați carosabilul. Aveți 4 situații, aflați-le aici. Cum vă comportați corect pe trotuar. Veți putea rezolva un rebus pentru ca voi să puteți singur construi asemenea rebusuri. Tu ai știut, de exemplu, după culoarea galbenă la semafor, ce urmează? Verde sau roșu? Uite, aici vei învăța. Vei învăța și multe despre prietenii noștri polițiștii. Vei ști care sunt componentele unei biciclete, bineînțeles, în ambele limbi. Vei ști unde ai voie să te plimbi cu bicicleta, unde trebuie să te plimbi cu bicicleta și unde este interzis să te plimbi cu bicicleta. De exemplu, vei ști până la care vârstă tu ai voie să circuli pe drumul de pietoni, când trebuie să circuli și când nu mai ai voie. Vei învăța și cum se circulă iarna, deoarece iarna este mai greu de circulat. Pe ploaie, cum te comporți în mașină? Ai voie să stai pe scaunul din față? Și mai ales, cum te comporți atunci și ce trebuie să faci când se întâmplă un accident rutier, un Verkehrs? Care este numărul salvator? Care sunt cele 5 întrebări pe care tu trebuie să le știi? Iar la sfârșit vei fi invitat la un seminar online care este gratuit. Haideți la treabă, haideți să învățăm în joacă regulile traficului rutier. Desenăm și colorăm legile rutiere, le învățăm pe care le respectăm. Apoi veți avea diplomele, diploma pieton model, diploma biciclist model și la urmă veți putea construi și decupa puzzle-ul vostru. Dragii mei,
Vă aștept la seminarul online. Abia aștept să termin acest manual pentru voi. Pe curând, dragii mei!